Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Patigătește cu ceară prin frigider. În această miercuri vă arăt o nouă rețetă vegană. Suntem în preajma sărbătorilor, așa că m-am gândit să fac o rețetă destul de ușoară, atât de digerat cât și de făcut. Care am pus 4 bucățele de usturoi. Aici vedeți că eu toc 2, dar de fapt pe parcurs am mai adăugat încă 2, că nu se simțea neapărat la gust. Trebuie un fel de robot de bucătărie care să vă facă toată treaba și voi doar să apăsați pe buton. Aveți nevoie de verdețuri, eu am pus pătrunjel. Aici o să vedeți că pun o lingură de ulei de măsline, dar pe parcurs mai adaug pentru compoziție. După care aveți nevoie de semințe. Primele semințe pe care le pun sunt cele de pin, după care semințe de floarea soarelui și nu în cele din urmă semințe de dovleac. Aici se văd foarte frumos recolta de semințe pe care o aveți. După cum vedeți, pătrunjelul este destul de puțin, așa că o să mai fie adăugat pe parcurs. Niște apă, apa trebuie echivalentă cu uleiul pe care l-a spus, deci dacă a spus o linguriță de ulei, puneți una, două de apă. După care ingredientul nelipsit din dieta fiecărui vegan, fulgii de drojdie, pătrunjelul. Robotul își face treaba și o să fie o compoziție destul de frumoasă. În rețeta originală de pe Instagram nu era vorba de lămâie, dar eu am simțit nevoia să adaug, așa că am stors jumate de lămâie și am pus puțin suc de lămâie în compoziția de pesto. După ce s-au fiert penele, puteți să puneți pestoul într-un bol sau în ce recipient vreți voi. Puneți pastele peste, amestecați-le și în cele din urmă o să vă iasă culoarea foarte frumoasă pe paste. La final eu am mai adăugat niște roșii uscate pe care le găsiți în mare parte la Lidl și astea de obicei sunt foarte sărate, deci dau un gust. Nu-i musai, pe rețetă nu era, dar mie îmi plac foarte tare, așa că le-am pus. Iar în cele din urmă m-am dus și am mâncat în camera mea, am băut niște cola pe post de șampanie. Aș putea zice că, de exemplu, cola este șampanie de stânga săracă? I don't know. Dar mi-ar fi plăcut să am un Robbie Bubble acum și să beau în timp ce mănânc semințe. Paste. Dar anyway, după ce ați terminat, puteți să vă duceți să vă retrageți în camera voastră, să fiți introverți și să nu socializați cu familia voastră. Sau, dacă vreți, puteți să luați masa cu ei. Tot ce trebuie doar să aveți grijă de voi și să nu răciți în perioada asta. Dacă sunteți singuri sau singuri acasă și faceți rețeta asta, recomand pe întuneric să vă uitați la un serial în camera voastră. Nici nu trebuie să faceți întuneric pentru că deja este iarnă și deja de la 5-6 se face întuneric. Când filmasem eu deja era undeva aproape de 5, deci pare că e noapte, dar de fapt nu este. Și eu, în timp ce mănânc, mă uit la Community, un serial american și e destul de funny. Sărbători fericite, indiferent dacă le petreceți singuri sau cu familia, cu partenerul, partenera, partenerii sau pur și simplu doar cu pisica sau câinele sau whatever. Indiferent cum petreceți toate aceste moduri pe care le-am zis, sunt valide și sărbători fericite.